Bine ați venit la Încearcă să nu te sperii challenge, unde 80% din oameni se sperie. Și fac pariu, băieți și fete, că și voi, cei care vă uitați în momentul de față, o să vă speriați, deoarece astăzi vom reacționa la două filmulețe horror și primul se numește Don't Sleep 2, adică cică să nu dormi. Nu știu, hai să vedem care-i treaba și după avem o animație horror, pentru că știți că mie îmi plac foarte mult animațiile horror. Hai să vedem care-i treaba, aici scrie Friday, ok, deci asta este într-o zi de vineri. Ok, și bănuiesc că băiatul ăsta are foarte mult de învățat, adică nu știu, așa mi se pare când mă uit la el. Ok, hai să vedem. Bun, frățior. Cred că trebuie să se pună pe învățat. Uitați-vă la el, mamă, ok. Păi cred că de-aia nu o să doarmă. Ești de bun? În cât timp poate să citească toate cărțile astea? Săracul de el, bro. Ok, bun, își bagă un Red Bull. Să nu băgați Red Bull, băi, și fete, energizantele sunt foarte dăunătoare la sănătatea voastră. Bun. Și tare am impresia, gen, cred că o să bage vreo, gen, foarte multe. Hopa, îi sună telefonul, ce ne deranjează. Hopa, ce e ceva turneu, fraților, de jocuri pe calculator. L-a întrebat fata asta, te bagi? I gotta study. It's Friday. Study tomorrow. It's midterms. I gotta study all weekend. Come on. There's a cash prize if you win. How much? 200 if you win. 100 for second place. Mamă, ok, fraților, deci asta încearcă să-l, fata asta încearcă să-l corupă, el vrea să studieze, însă din câte am înțeles este și un premiu la turneul ăsta, $200 dacă câștigi și 100 dacă iei locul 2. Haide, Kyle. Haide, frățioro, Kyle, nu te lăsa bătut. Te joci pe calculator săptămâna viitoare. Studiază. Nu pot. Ci că o să mă moare părinții mei dacă iau note mici. E sigur? Da. Bun, frățioro, ai că frățiorul Kyle a reușit să se țină pe linia de plutire. Se bagă la studiat. Iar a primit mesaj. Bă, dar nu lasă ăștia în pace, man. Oh my god, cică locul întâi primește $300. Haide, mă, Kyle, că nu o să câștigi tu locul întâi, frățioare. Nu fără supărare, dar da. Bagă-te la studiat. Ia, vedeți, frățioare, încă două Red Bull-uri. Da, nu e ok ce face Kyle ăsta. Plus că nici nu are sens să faci asta, băi, și fete, că dacă ești așa epuizat, nici nu reții nimic, adică e timp pierdut. Ok, dar se pare, fraților, că teancul ăla de cărți s-a cam... Ok, acum parcă e mai mare. Bun. Asta e... Acum e sâmbătă. Se pare că el e mort. Nu mai are nici Red Bull. O să se ducă să-și cumpere mai mult, nu? Sau ce o să facă? Ok, bun, a comandat prin aplicații de livrare. Bă, ce leneș! Să moară, frății mei! Mamă, uitați-vă la el. Adoarme! Gata, mă, bă, dacă n-am mai dormit de vreo 36 de ore, cred că n-am mai dormit, că a început, hopa, a început vineri dimineață și acum e sâmbătă. A venit livrarea, bă, da, a venit seara, Doamne iartă-mă. Mamă, bă, frățiorul, bă, ai luat-o razna, băi. Bă, ești ok? Uite ce fericit e. Bă, ai luat-o razna. Bă, ce-i de reglă cu băiatul ăsta, fraților? Bă, să nu faceți asta. Da, 100% o să meargă. Ia uite-l, bă, mamă, cât te-a băut, mamă, face, bă, asta nu e deloc ok. Cred că-i bate inima într-un hal. Mamă, deja tremură, bro. Păi, bă, dă, ăsta cred că nici n-a băut apă, mi-a băut numai energizant. Frățioare, eu zic să faci ceva, eu zic să schimb tactica, adică asta-i sfatul meu, nu prea ești în apele tale din câte observ.
Nu prea e în apele lui, al nostru. Mă mai bat inima rău, păi dar logică-ți bat inima rău. Ce face? A leșinat, bro. Na, băie și fete, bă, eu cred că e foarte bine că ne-am uitat la filmul ăsta horror. Adică cred că asta e un fel de conținut educativ. Să nu faceți asta niciodată, bro. Oh my god, bă, da, să bei... Nu, nici nu mai zic. Să nu faceți asta niciodată. Uite, Zoe îl întreabă... Deci, uite, Zoe, fata aia care l-a sunat cu turnamentul, zice, bă, nici măcar n-ai venit la turneu și nici măcar nu ești în clasă. Pentru că frățiorul Kyle... Cred că a murit, frățiorul, cred că a făcut infarct, că a băut prea multe de-astea. Și tocmai de aceea eu vă zic să nu bezi niciodată energizant, bro. Pă bune, n-are niciun sens. Dacă chiar vreți, băieți și fete, să fiți mai energici și să aveți mai multă energie pentru anumite zi, vă dau eu un pont. Dormiți mai mult și o să fie foarte simplu, știți? Adică, dacă dormiți, nu știu, 2 ore în plus în noaptea aia, o să aveți mai multă energie. Faceți chestia asta decât să beți prostii de-alea. Bun, iar acum, fraților, o să trecem la un horror story animated. Știți că mie plac foarte mult, astea mi se pară de departe mai șmecher ca filmele horror, pentru că știu că sunt 100% reale și sunt chestii care chiar s-au întâmplat. Filmul horror nu s-a întâmplat neapărat că da-i film, știi ce zic? Bun, Taxi Driver Horror Story Animated. Hai să vedem. Este vorba de un șofer de taxi care a avut o experiență mai proastă. Hai să vedem. Să vedem dacă o să ne speriem. Ah, stați că am și... am dat prost. S-a întâmplat acum 8 ani. Bun, băiatul ăsta era șofer de taxi acum 8 ani de zile. I haven't been able to get behind the wheel of a car since this incident. Mamă, știi că de când s-a întâmplat asta, el n-a mai condus nicio mașină, bro. Mamă, dar ce s-a întâmplat? Era să fac accident sau ce? On that night, which I still remember vividly, the moonlight was unusually blue and cold. Around 2 a.m., I was tired and... Ok, era ora 2 dimineața, voia să se duc acasă. At that time, the backseat car door suddenly opened. And a man wearing a red fedora and red suit got into my car. Mamă, ok, bun, deci băiatul ăsta voia să plece acasă, însă fix când s-a decis să facă asta, s-a deschis ușa de la taxi și a intrat înăuntru un bărbat îmbrăcat într-un costum roșu cu o pălărie roșie. There was no one around, so I was startled that this man just suddenly appeared. Ci că efectiv parcă a apărut ăsta deodată. I clutched my chest. He was wearing red sunglasses. Mamă, deci totul era, frățiorul meu era meci, frățiorul, era totul era roșu la el. Bravo ție, frățiorul, ești păstil numărul 1. His face just slightly visible in the darkness was gaunt and his cheekbones were severely exposed. I asked him where he was going. Și că l-am întrebat unde mergi? Unde mergi, frățiorul? Then he gave a strange answer. To a place you will hate so much. Poftim. Pușii. Băia să-ți puțin. Deci a întrebat unde mergi și a zis într-un loc pe care o să-l urăști foarte mult. Păi dacă îmi zice asta, îl dăm afară de mașină. Ești afară, ești nebun. Tu ai chef de glume de astea la ora 2 dimineața. His voice sounded like it was leaking air. Dar știi că vorbea așa, vorbea foarte, avea o voce foarte subțire. I thought he was a strange person, but... Ok, era o persoană ciudată. Bă, persoană ciudată, da, persoană ciudată, nu. Dar trebuie să zică locația, că nu poți să... Trebuie să zică unde se ducă, nu? Strada. Sir, please tell me your destination. Ce că, domnule, spuneți-mi, vă rog, destinația. I'll take you there quickly. I need to go home soon and see my wife for even just one more minute. Oh, that's romantic. Ok, asta i-a zis că, și că, domnule, spuneți-mi unde trebuie să vă duc, că după trebuie să plec acasă și să-mi văd soția. Și face, oh, este romantic. Bă, nu-i treaba ta, zi unde vrei să te duci. I think it was a good decision to choose you. Cred că este o decizie bună să te aleg pe tine. Băi, eu ieșeam din mașină și de bun. Asta sună fix ca începutul unei crime făcute de un criminal în serie. Să moară frații mei, eu ieșeam din mașină. He was giggling obnoxiously. Mamă, ce că râdea. Bă, ce cu psihopatul ăsta? And I thought he was crazy. I was thinking about throwing him out, but then he said, there's a cemetery about 10 miles from here. Let's just go there. I was a little annoyed, but all I could think about was quickly dropping him off and going home. So I started the... Ok, nu e foarte bine. Și că ăsta voia să-l dea afară, știi? Dar fix iară când voia să-l dea afară, ăsta a zis și că este un cimitir. La vreo 15 mile, 15 kilometri, 10 mile, 15 kilometri departare.
Nu-i bine, frate. 15 km departare nu-i bine. La un cimitir, noaptea, pe ciudatul ăsta. Dar s-a dus cu el. What do you do? I'm a delivery man. L-a întrebat și cu ce te ocupi, gen voia să vorbească cu el, să facă conversație. I-a zis că este un livrator. His voice still sounded like there was air escaping. Oh yeah, what are you delivering? Chica, ce livrezi? I'm delivering something very interesting. Chica, livrezi ceva foarte interesant. Bă, cine regulă cu asta? I'm delivering it right now. Chica, livrezi ceva chiar acum. Bă, ăsta nu-și dă seama că livrează pe el și că o să-l omoare. Băi, frații mei, bă, atâtea semne că urmează să moară ăsta, dar ok, nu moare că povestește povestea, dar totuși. Yeah, you're delivering now, but you're not holding anything. Then he started laughing out loud. Ok, și ăsta e prost rău de tot. I-a zis și că livrezi chiar acum ceva și face, livrezi ceva, dar nu ții nimic în mână. Te livrează pe tine, băi, nu ți-ai dat seama. And at that moment, și a început să râdă. Dust flew out of his mouth. Ok, a început să râdă și a picat pământ din gura lui. Bă, ce e neregulă cu persoana asta, bră? Bră, mie dacă mi se întâmplă asta, ziceam, bă, ieși afară din mașină, bă, nenorocitule, n-ai ce să cauți la mine mașină. Bă, ce e neregulă cu oamenii ăștia, fraților? I was shocked. All of his teeth, visible from his open mouth, were rotten. His gums were missing. His tongue was rotten, disgusting. Deci, și că a început să râdă și se vedea gura. Avea o gură absolut dezgustătoare. Avea dinții mâncați. Avea, iar limba era foarte ciudată. Bă, totul era ciudat. Dry, like a mummy. For a moment, I was confused as to whether I had seen an illusion. Și că asta nu-și dădea seama ce este o iluzie. Ce se întâmplă? Then I saw a cemetery. După a văzut cimitirul. A văzut cimitirul. Something I couldn't understand. Ci că și-a zis ceva ce nu puteam să înțeleg. Oh, it's about time. Ci că este timpul. Goodbye. Papa. He hummed an unknown song and rolled up his sleeves, revealing his rotten, dry, bony arms. Bă, și vedeți, cumva ăsta era mort? Adică... Bă, știu că n-are cum să fie mort, că asta e o poveste reală, nu e un film horror. Dar după ce a întors ăsta și uiteți-vă cum arăta, frate, era învinețit totul. Then suddenly, he came closer, put his hand in my mouth. I was startled and tried. Bro, cum a scăpat ăsta de aici? Bă, fraților, l-a luat de gât. Bă, ăsta nu și-a dat seama că e ceva neregulă. Bă, eu lăsam la, de prima dată. Stop him. The car lurched forward and backward and... Ia, vedeți, încă era mașină, el încă n-a ajuns la cimitir. Before I knew it, his hand was down my throat. Mamă, deci i-a băgat mâna în gât. Then I felt his hand grabbing my heart. I was in tremendous pain. I screamed, turning the steering. Deci că îi băga mâna prin gând, parcă voia să ia organele din el. Slammed the brakes. A făcut accident. The man whispered something in my ear. At the same time, I heard the sound of the car wheels screeching and everything went black. Bun, deci că ăla îi zice ceva și după a făcut accident. When I opened my eyes, I was lying in a hospital bed. Mamă, și când s-a trezit era la spital. Bă, băi și fete, bă, ce e neregulă cu omul ăsta, bă. Mamă, și asta e o poveste reală. Bă, frate. Wife was next to me, crying. S-a trezit și uite, era nevasta lui lângă el. She said when she saw me waking up. Are you okay? Ești ok? The doctor said you almost died from a heart attack, but you survived. Și că ai supraviețuit. Doctorul a zis că mai puțin și ai murit din cauza unui heart attack, un infart. I was floored. I suddenly remembered the man. Și că când s-a trezit instant și a adus aminte ce s-a întâmplat. Asked her, what happened to the man in my back seat? Și că a întrebat ce s-a întâmplat cu omul din spate, de pe bancheta din spate. And she looked at me with a questioning look and said, what man? You were riding alone. Și că erai singur. Nah, imposibil. Mamă, băie și fete, care e explicația? O fi că asta, nu știu, era prea obosit, a avut halucinații sau ce, nu bro, asta are o boală mai ceva, dacă și-a imaginat așa ceva. Could be that your brain is also injured? Doctor! She began sobbing. The man in red, no matter how much I shouted, she just cried. Nevastă s-a plângea, credea că a nebunit. Bă, ăsta poate chiar a nebunit, frate, adică nu cred că-s nebun, cine știe, poate omul ăla în roșu niciodată n-a existat, poate era el prea obosit
și avea halucinații. I was so stunned, and the rescue workers who came to the scene also said that there was no one in my car but me. Ce mai zic că aia care l-au salvat de acolo, aia de la urgențe, nu era nimeni în mașină, numai el. Mamă, băi, fete, eu nu înțeleg, să moară frații mei. I thought the conversation with the backseat passenger might be on the dashcam. So I asked my wife to get the dashcam. Hopa, și a zis și că avea dashcam. Avea dashcam, băi și fete, unde se auzea gen camera de la mașină, unde care înregistra, unde se auzea probabil conversația cu ăla. Hai să vedem. And when we played the video, we couldn't believe it. The man's voice couldn't be heard, only the sound of air leaking. My wife was confused and soția lui era confuză. Pe filmare nu era nimeni, era numai el care vorbea. What the sound of air leaking was. Even when I showed it to the other people, none of them could understand what the sound was. Dar era un sunet în mașină, băi și fete, era un sunet ciudat de aer care, gen cum avea ăla vocea, știți, face aer ăla, de, ca și cum se scurge aerul. Gen, era un sunet ciudat pe înregistrare, dar nu era omul ăla. Mamă. Only I could recognize his voice. I panicked. What on earth was that man? I clearly remembered his red fedora. Își aduce aminte tot despre el. Mamă, băi și fete, eu cred că asta a avut halucinații, bro, cred că are ceva boală, adică altfel nu mă explic. They were so vivid, but I couldn't quite remember. Altfel nu mă explic, băi și fete. Obviously, I fainted when I heard that. But no matter how hard I tried, I couldn't remember. Then in the wee hours of the morning, I suddenly started getting goosebumps all over my body, like crazy. My body started shaking so much that the bed shook too. The reason was because I remembered the words he whispered. What he said. I deliver people to the afterlife. Mamă, frățuș, ci că gen noaptea la spital, când se culca și-a adus aminte ce i-a zis ăla înainte să facă accident la ureche. Eu livrez oameni către viața de după. Mamă, ok, băi, și fete. Băi, scrieți la comentarii care credeți voi că este explicația acestei povești. Eu nu înțeleg, fraților. Credeți că a avut halucinații? Băi, eu cred că da. Dar ce halucinații a avut, man? Halucinații nebune, rău de tot și creepy.